Proiectul de ordin al Ministrului Sănătății și al Președintelui CNAS se referă la persoanele pentru care s-a instituit măsura carantinei sau izolării până la data intrării în vigoare a legii numărul 136/2020, dar pentru care nu au fost emise certificatele de concediu medical în această perioadă. Acestea li se pot acorda conform reglementărilor prevăzute în nou G158/2005, coroborate cu cele prevăzute din legea 136/2020, în vigoare începând cu data de 21 iulie 2020. Astfel, pentru persoanele aflate în carantină, indiferent de locul în care aceasta a fost instituită, cât și pentru persoanele pentru care s-a impus măsura izolării, certificatele de concediu medical se eliberează de medicul de familie pe baza documentelor eliberate de direcțiile de sănătate publică. Începând cu data de 21 iulie 2020, după intrarea în vigoare a legii numărul 136, persoana asigurată pentru care a fost instituită măsura izolării într-o unitate sanitară beneficiază de concediu medical eliberat de medicul curant la externarea din spital. Medicul curant poate elibera concediu medical la externare până la împlinirea termenului maxim al perioadei de izolare, care decurge de la momentul internării sau pe o perioadă stabilită de acesta. În situația în care, după expirarea concediului medical acordat la ieșirea din spital, starea de sănătate a persoanei nu permite reluarea activității, medicul de familie poate prelungi concediul medical pentru aceeași afecțiune pe durata recomandată în scrisoarea medicală eliberată de medicul curant din spital. Pentru persoanele asigurate pentru care s-a instituit măsura carantinei în condițiile legii numărul 136/2020, certificatele de concediu medical pentru carantină se eliberează de medicii de familie după ultima zi a încetării perioadei de carantină pe durata stabilită prin documentul eliberat de Direcția de Sănătate Publică, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data încetării perioadei de carantină. Dacă perioada de carantină depășește 90 de zile, nu este necesar avizul medicului expert al asigurărilor sociale pentru acordarea concediului medical.